Aplicația pe care o vom folosi pentru a crea prototipurile atât de joasă fidelitate cât și de înaltă fidelitate este Figma. Diferența principală între prototipurile de joasă fidelitate și cele de înaltă fidelitate va fi în cele din urmă doar nivelul de detaliu pe care îl construim, pe care îl integrăm în prototipurile noastre. Figma este în principiu o aplicație de grafică vectorială specializată pe designul interfețelor. Important de avut în vedere înainte să mergem mai departe este că Figma are atât o variantă online cât și varianta de desktop pentru Windows și pentru macOS. Dacă mergeți pe site-ul figma.com, la secțiunea Products și Downloads, aici puteți să dați jos aplicațiile pentru desktop și dacă vă logați în contul vostru, se va deschide automat aplicația de browser. În principiu, nu există foarte multe diferențe. Aplicația de desktop este în mare un container pentru aplicația online, dar dacă hotărâți să lucrați în browser, ceea ce are avantajul că nu aveți nimic de instalat și puteți să lucrați pe orice calculator, este recomandat să instalați pluginul de font installer pentru că în browser Figma nu poate să acceseze fonturile pe care le aveți instalate pe sistemul vostru, pe când dacă este instalat ca aplicație, va avea acces la tot și nu aveți nevoie de acest plugin. De asemenea, în funcție de ce sistem de operare aveți pe telefon, vă recomand să vă instalați și aplicația Figma Mirror pentru iOS sau pentru Android, care vă permite să vedeți prototipurile pe care le faceți pe ecranul telefonului mobil și să interacționați cu ele pe măsură ce lucrați cu ele, practic să le puteți verifica. O să mă loghez aici ca să vedeți cum arată varianta web și varianta desktop și să vedeți că nu este o mare diferență. Deci, așa arată Figma în browser și așa arată varianta de desktop și asta în contextul în care eu am venit în acest meniu și mi-am crescut proporția interfeței ca să se vadă mai bine butoanele în tutorial, altfel ar arăta practic identic. Voi reveni la dimensiunea anterioară. Pentru simplitate, eu voi lucra în aplicația de desktop, dar, cum ziceam, diferențele nu ar trebui să fie sesizabile.